pentru balanță, data de 7 martie, este legată de luna plină din fecioară, vă aduce în prim plan sacrificiile, sănătatea, locul de muncă, datorii secrete, misticism. Aduce atitudini care aduc ceva dezechilibre, nervozitate, lipsa situațiilor clare, relații ceva mai conflictuale între generații. Luna plină din Fecioară vă aducem prin plan sacrificii, sănătate, deci lucruri unde așteptați să vedeți unele rezultate ale unor proiecte începute de voi cu șase luni în urmă, la luna nouă din Fecioară. Este posibil ca aceste lucruri să nu fie chiar ceea ce așteptați și va amplifică spiritul critic acest lucru. Unele persoane vor fi mai mulțumite, altele mai puțin, tensiunile se valorifică prin schimbări, transformări, lucruri care au ca bază curajul, originalitatea, voința, nonconformismul, ambiția. La ora 19, tot în data de 7 martie, Saturn va intra în pești, va sta până pe 25 mai 2025, va aduce blocaje, va aduce lecții dure de învățat, lucruri care vă maturizează: planul reguli, eficiență mai mare, identificarea adevărului. Saturn în pești încearcă limitele oamenilor. Cu lucruri mult mai generale, sacrificii, secrete, sănătate, misticism, karmă, și poate fi să aducă pentru voi chiar unele influențe pe locul de muncă sau în planul sănătății. Se formează un stelium în pești, amplifică sentimente, amplifică imaginația, deschiderea către secrete, către misticism. Se pot, poate vorbi de blocaje, de limitări într-un domeniu de viață, transformări pe care acestea le produc, iar în data de 8 martie, în căutarea trecutului, se poate vorbi de căutarea trecutului, de relațiile sociale, de relațiile sentimentale, emoționale, de implicațiile publice de căutarea de a vă descoperi în ceilalți prin confruntări sau conflicte sau prin asocieri benefice. E vorba de factori care pot să aducă diplomația, armonia și chiar în confruntările cu ceilalți, în data de 9 martie, în contracte asocieri, vorbim de nepăsare, vorbim de mai multă indiferență, de posibilitatea de a fi Deschis și abuzului de încredere, relațiile sunt ceva mai nesigure. Iar din 10 martie vorbim de tensiuni în planul sentimentelor și al emoțiilor: de tendințe de excese în plan afectiv, posibilitatea de autoindulgență sau de credulitate, relații marcate mai ușor de capricii. Tensiunile se valorifică prin cunoaștere, prin studii, prin călătorii, prin acțiune bazată pe ambiție, acțiuni demonstrative, prin posibilitatea de a fi un pic mai pasionali.